Cafeaua de dimineață Te ajută să scapi de greață Și-ți crește moralul să poți suporta Dimineața, oameni buni! Ce zi de luni frumoasă pentru emisiuni TV! Pentru că plouă afară, e rece, poți să stai la televizor După ce ai mai stat și seara și ai avut de ales între o gușă de meci, adică Real Madrid cu Barcelona, vă dați seama, adică nu este ca nimeni acolo. Și gușă în persoană pe televiziuni naționale. Deci, mă uitam în altă cameră, obișnuit cu altă cameră și acum trebuie să mă uit la dumneavoastră. Deci, acum poți să stai dimineața, bei o cafea și discuți alte cele. Astăzi, în emisiune, fără niciun invitat, ne-am obișnuit cu invitații aceștia extrem de politicoși, n-am zis plicticoși, care uh, uită să-și onoreze uh, spusele. Dar, hai să trecem la ale noastre. Astăzi discutăm la început despre chestiuni locale la ordinea zilei. Nu simțiți nevoia să vă clarificați, să ne clarificăm niște lucruri privind campania electorală? Eu o simt. De aceea, pentru că toți sunt la cafea, vorbesc și vă spun ce simt eu. De exemplu, toată lumea politică e cu ochii beliți pe alegerile de la Piatra Neamț. Da, ochii beliți adevărat, adică nu așa. Sloganul tuturor partidelor, mai puțin PNL-ul, acum nu știu cum se mai puțin PNL-ul, cu semnul întrebării, sau mai puțin PNL-ul, este să-l dăm jos pe Carabela Și s-a ales ținta piept numărul 4, numărul 6, care or mai fi, nu știu dacă se folosește și drone, dar posibil se folosească în acest război informatic și electoral. Și toți Carabelea. Carabelea primar pe funcție, a devenit primarul justificare. Una, două, domnul primar merge și se justifică. Că de ce a făcut aia, că de ce n-a făcut aia, că de ce așa. Și acum ajunge cu justificările, dă mintea doamne primarului de pe urmă, la odioasa moștenire până acum nu s-a raportat la odioasa moștenire. De aceea a devenit un primar care se justifică. El nu este în campanie electorală, el este în campanie justificativă. Ajutorul lui Carabele este că ceilalți sunt în niște pseudocampanii personale electorale, în realitate se canibalizează unii pe alții cât pot, cum pot, Parcă dorniști toți să-l mai vadă încă un mandat pe Andrei Carabelea. Și aici iarăși nu știu. Parcă dorniști toți să-l mai vadă pe, cu un, cu un mandat pe Andrei Carabelea cu semnul întrebării. Nu mai știu acum cum să spun. Da, cam pe acolo. Deci, la Piatra Neamț, campania este așa. Niță zice, Carabelea jos. Panaite ce. Carabelea jos. Cine ori mai fi? Că nu știm acum de la aur, băiat domnul acela, venit de la Mitropolie, cred, sau nu știu de unde exact. Și el, Carabele jos, dar el nu o spune foarte convins, că încă nu l-am auzit. Uh, celălalt, de la aur, de la SOS, ce mai fi? Dar n-am văzut, cu excepția lui Piti, să-i spunem așa, un program, o idee, ceva, care să justifice demersul lor. Noi, bai, și caravele are grijă să le dea subiecte zilnic. N-are nicio problemă în a le oferi subiecte zilnic. Vă dau un exemplu. Deci, de vreo 16 ani de zile, se tot vorbește despre drumul de la, cum se cheamă, observa, celebru observator renovat a nu știu câta oară, spre terasa gospodinilor și spre Cozla, da? Un drum care era impracticabil. Vezi, doamne, carabele așa ai lui din primărie l-au făcut. Că l-au făcut acum, în perioada asta, dar nu putem să... Dar l-au făcut. Ni se dă anunțul de la primărie că se închide drumul, dar domnul primar care... Uită să spună că drumul funcționește. Scânteiește, merge. E o realizare. Una din puținele cu bifă la final că s o terminat. De ce? Pentru că nu l-a întrebat pe nimeni, pe domnul primar, că de ce ai pus în loc de. că dacă l-a întrebat cineva, de ce ai pus în loc de. cum se cheamă? Piatră cubică asfalt, atunci a ieșit și să justifica. Dar dacă nu l-a pus nimeni să justifice cu ceva, a tăcut. Păi nu e așa. E fix cum trebuie să faci în campanie electorală. Mai ales când ai ceva de spus. Mai tare. În loc să spună că a făcut, a zis, domnule, eu nu înțeleg de ce de jos până la observator nu s-a prins în proiect. Aferim să trăiți. Dar noi să știm, noi știm de ce. Că tot primăria a plătit o lucrare cu ani de zile, cred că înaintea domnului Carabela, pe timpul domnului Chitic, să se refacă partea aia de drum cu piatră. Și s-a refăcut prost. Dar probabil că există o garanție. Probabil că știm cine a lucrat și nu mai punem să lucreze niciodată. Asta e. Dar în schimb, să nu vă faceți probleme. Lucrurile merg foarte bine. Sunt bani, asta ni se spune tot timpul. Primăria nu rămâne datoare la constructori. Le plătește din timp, le face din timp, îi cocoloșește din timp, îi mângâie pe cap, poate și prin alte părți, ca să fie mai rapizi. Și în timpul acesta, noi stăm și admirăm un oraș smart. Important e că avem și candidați foarte smart. Acum, dacă tot am vorbit de primărie, hai să mergem un pic și în alte zone spre județ. Ce constatăm noi aici? Domne, în ultima perioadă predomină munca de teren. Ți dă si dai, și muncă, si dai, și si muncă din comună în comună, din comună în comună și poze și aia, așa. Și, brusc, neamțul este cornul ambudenței investiționale. Dom'le, nu deschizi ceva să nu afli că, nu știu, dați-mi o comună din județul vecin, de pe undeva, răcăciun, da? spune că e răcăciun în neamț, da? Da, și nimeni e răcăciun. Deci... Comuna Răcăciuni a făcut investiții de 40 de milioane de e, euro. Primul imbolt este te urci în mașină, te urci în Răcăciuni. Da? Și te uiți. Stânga, dreapta, treci. Pe unde ați făcut investiții? A, zice, am renovat două școli în satul Răcăciuni 1 și Răcăciuni deal. Fumos! Hai să mergem să vedem. A, nu putem să le, să, să le vizităm. Cum adică să le vizităm? Păi dacă sunt închise. Păi de ce sunt închise? Pentru că noi am făcut proiectele înainte, dar nu mai sunt copii. Bun. Deci, cornul abundenței. Da, ai nicio treabă. Te duci în comuna, nu știu, scântăieții din deal, și întreb, domnule, dar voi ce ați investit? Că noi am făcut șase podețe. Păi și cât costă un podeț din asta? Păi cam atât. Bă, dar nu cumva ai vreun kilometru jumate de drum făcut cum trebuie? Nu cum se face acum? Vii, pui acolo și pui peste asfalt. He, dar dacă așa a vrut proiectantul, așa a calculat inginerul, cine suntem noi să ne punem cu chestia asta? Și apoi nu-s banii noștri. Au venit prin programul Angel salini. Nu-s banii voștri, nu? No. Deci, cornul abundenței. Și în toată chestia asta, te uiți așa în jurul tău și zici, bă, cât a trecut de când a luat foc o secție numită ATI în perioada aceea de tristă amintire și au murit atâția oameni? Păi, tot trecut mult timp. Bun, cât a trecut de când au putut intra băieții ăștia să o refacă? A trecut ceva timp. Păi, și când au zis că o dau gata? Păi, au zis că o dau gata repede, în ianuarie, februarie, acolo, că altfel nu primeau autorizație de funcționare. Bă, și-au primit autorizație. Au primit. Cum? Pă pe promisiunea că o fac. Bun, bravo! aplauze puternice în sala de la Consiliul Județean. Nu atât de puternice ca atunci când domnul Ciolacu a amintit contribuția inestimabilă la dezvoltarea partidului a domnului Ionel Arsene. Dar aplauze și acum. Și zic, mă, dacă tot au terminat, hai să o vedem și noi. Și ce acolo. A, dar nu-i gata. Stați, bre. Nu-i gata. Că să nu fie gata, că a zis că e gata. Nu, no, știți, noi am ales soluția mai rapidă. Stați un pic. A zis că o faceți în februarie. Suntem în aprilie. Și voi să ales soluția mai rapidă? Da, zice, nu am ales soluția mai rapidă. Am ales o fundație. O asociație, fundație, ce-o fi. Eu când aud asociație, fundație, închid ochii și aud așa. Mă cheamă pe actorul ăla, șmecher, constructor, Maticiuc, 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 da? Maticiuc cu lifturi, dăruiește viața cu, dăruiește uh, o secție ATI fără să vezi devizul. vizul, voluntere, voluntar, voluntire în life, ceva de genul ăsta, care tot așa a construit și el foarte multe, dar tot așa fără un deviz. Și acum aflăm că o fundație, ca să grăbească lucrurile, să meargă mai repede, se ocupă de refacerea secțiilor la De ce? Păi cum de ce? Domnule guvernul în marea lui Grijă a dat o otărere în anul trecut. Aia, trenuleț. Trenuleț. Acolo, în primul vagon, șefii, în al doilea bolor sau bolor și conductorul de trenuleț. Și a zis, bă, nu mai faci nicio investiție. Cum? Noi la județ nu putem face o investiție în secția ATI care a luat foc și pentru care ministerul n-a dat un ban și n-a făcut nimic așa, așa și nu putem face... Nu, no, zice, noi respectăm legea. Bravo, Și ai noștri cu băieți deștepți cu părul creț au zis așa, Așa vă că aducem noi o fundație. Vezi tu cum se face. Ăia de acolo știu ce trebuie făcut, că de meserie, știu să pun un cablu electric, Dumnezeu știu să dea cu var. Și vin bani acolo și facem. Păi ce să vezi, nu gata nici acum. Dar nu ne spune nimeni câți bani s-au cheltuit până acum. Nu ne spune nimeni de ce dacă s-a votat bugetul între timp CJ-ul tot cu fundație și asociație vrea. Nu ne spune nimeni de ce. Pentru ce și mai ales pe, până când nu, mai ales cât, scuzați-mă, mai ales cât. Că dacă e fundație, lucrează fără profit, bănuiesc. Parcă așa e. Dar n-ar fi bine să ne spună și nouă ce bani au intrat acolo. a câțiva bani privați? Da? Și mai bine. Chiar aș vrea să-i cunosc pe privații care ajută secția ATI. Să le facem un pic de publicitate, că sunt oameni de ai noștri, de urbe, oameni adevărați. Da, mai avem și altele în nanți. Dar așa acolo e cornul abundenței, să știți. Pentru că la o primă chestie suna cam așa. 500.000 de lei. Acum după aia am zis 800. După aia un milion. Acum aflăm că mai trebuie cel puțin un milion față de ce s-a făcut până acum. Păi băi, între timp, prețul la materiale n-a mai crescut ca în perioada aia cu o de guvern când puteai să faci orice mișmaș. Bănuim că cei de la Consiliul Județean chiar și cu această asociație fundație, au urmărit și ei să vadă ce se face acolo ca să fie proiectul conform. După noile standarde ale deschise pe cele mai înalte cum de civilizație și progres ale DSP-ului. Oameni buni, faceți cu fundație, fără fundație, cu fundație suspendată, cu o asociație suspendată. Dar spuneți ce ați făcut. Ce bani s-au cheltuit? Ca nu cumva, Doamne, să, plane să planeze asupra acestei lucrări o suspiciune neîntemeiată. Neîntemeiată. Că, vezi, Doamne, asociația a fost aleasă pe motive de apropiere de sistemul de sănătate, pe bază de posibile legături de prietenie slash rudenie, dar tot un interes al spitalului, nu adică și al bolnavilor. Dar n-ar putea să fie un pic transparentă toată chestia asta? Așa, că toți suntem aproape de campanie. Și dacă toți suntem aproape de campanie, oare noi ce trebuia să cerem să fie transparentă chestia asta? Sau competitori care sunt și parte la guvernarea locală. Guvernarea cu ghilimele, evident. Sau poate le convine așa că subiectul ATI tare sensibil este. Tare sensibil este. O lumânare. O lumânare. Și-a luat foc de acolo discuții. De ce atei, de ce acolo s-a făcut sau nu s-au făcut, s-au dat aprobări sau nu s-au dat aprobări, au fost circuite, nu au fost circuite, a fost perete, nu a fost perete, fals, s-a făcut bine, cine a dat aprobarea, dar de ce așa, dar de, ce spitalul nostru în ATI și nu al spitalul în ATI și tot așa. Ca să vedeți unde ajungi când vorbești despre cornul abundenței. Și acum să încheiem un pic cu o treabă care, recunosc, pe mine nu mă mai afectează, dar afectează pe multă lume, ci că toată campania noastră electorală în România noastră dragă are un erou în manualele de istorie de după campania electorală vom avea un capitol dedicat special uh, mari, uh, uimitoarelor aventuri de campanie ale eroului Gușă. Și că Gușă acum... N-ați auzit de el? Ai, domnule, n-ați auzit de Gușă! ce în Gușă și în Căpușă gușă strategul gușă istoricu, gușă geostrategul gușă putinistul gușă bidenistul gușă macronistul nu mai știu pe el, șulțistul, cine ori mai fi, meronistul. Deci, gușă care va fi uh, promovat la funcția de candidat de președinte în România. Gușă care uh, începe să ia locul lui Iosif Constantin Drăgan. Nu mai știți cine a fost Iosif Constantin Drăgan? păcat. Unul din, cred că un primul miliardar român recunoscut, nu mai țin minte exact, pe acolo. Un miliardar. Ce a făcut el? Ca tot românul priceput, a vândut gaze. Da, omul a făcut și multe lucruri bune. Printre altele, el a nu neapărat că este un lucru bun. A venit cu acea idee, a, a, subliniat acea idee că grădina Maicii Domnului este locul a tot ce s-a întâmplat în lume. Toate invențiile erau românești, tot ce se întâmpla, orice, avea o origine românească. Lucru care nu era rău câteodată, când era adevărat. În rest, erau exagerate. E, acum domnul Gușă vine și ne spune cam așa băi aceștia, spunea cineva înainte de emisiune, de nemurici. Eu zic că el ne consideră pe noi nemurici. Băi aceștia nemuricilor. Păi voi știți cine sunt eu, bă. Păi, bă, bă, Putin era mic agent KGB când stătea cu mine la cafea pe la Berlin. Dar câți să ne vei tu atunci, mă? Ei, nu mai contează, ce atunci eram într-o altă viață. Și eu, nici nu erau țările române unite, și eu deja mi-am expus ideile. Că dacă vă uitați în, în documente, o să vedeți un document înainte de Mihai Viteazul, pe timpul Gabriel Betlem, semnat de contele Gușevici, care propovăduia unirea principatelor române. Nu erau principate atunci. Am mă rog Unirea țărilor române tot cu Transilvania, că eu sunt patriot ardelean. Și după aceea, în primul război mondial, cine credeți că i-a sfătuit pe ăștia, bă? Stați, bă, neutralitate, bă. Uite, și acum le spun. Bă. bă, stați, bă, neutralitate, bă. Nu vă băgați, bă. Că Putin nu uită, bă. Dar dacă aveți nevoie la Washington, vă duc tot eu. Zelenski i-am spus, bă, stai cu minte, bă, că-ți dau ăștia bani, bă. Stai cu minte, te vedeți că i-au dat. Deci omul ăsta a apărut pe firmament ca să anime lucrurile. Că erau prea terne. Și erau pus acolo. Cine? Nu știu. Întrebați-vă dumneavoastră. Eu n-am curaj. Între timp, ci că domnii din coaliția de guvernare care ne oferă stabilitate și-au pierdut stabilitatea în București ci că de un picior al stabilității trage Piedone, de un picior trage Nicușor Dan. Și între picioare sunt cei doi coloși ai coaliției care caută să găsească un candidat. Mic, mare, nu contează. Un candidat care să lupte. Eu m-aș bucura să fie domnul Burduja. Să dea piept cu Piedone și cu Nicușor Dan. Adică, între un piețar și un matematician, să vină un domn cu studii în America, cu fundație, parcă Ceza, nu, nu mai țin minte Ceza, ceva de genul ăsta, care și-a propus țărilor mărețe și care acum a reușit să pună pe șine Ministerul Energiei. Problema e că nu știu dacă șinele astea au și sistem de autofrânare. Că ele nu sunt drepte sau să meargă în sus, sunt parcă puțin înclinate așa la vale. Și se tot duce, se tot duce, se tot duce. Dar ar fi interesant să-l vedem candidat la București, ca să ne dăm seama unde stăm. Acestea fiind zise oameni buni, eu zic să ne oprim aici Că ajunge. În momentul în care avem cornul abundenței și în NAMS și în România stăm foarte bine. Nu înainte, însă, dar vă spune că vom avea o ședință a colegiului prefectural astăzi și acolo vor veni să-și prezinte problematica Agenția pentru Protecția Mediului Nam să trăiți care vine să-și prezinte tot ce au ei tare curios dacă luăm prezentările din anii trecuți, dacă ce s-a schimbat între ele. Casa de asigurări de sănătate să trăiți. Inspectoratul în construcții să trăiți. Probabil că va răspunde și la acuzele pe care le aduce primăria Piatra Neamț că îi pune bețe în roate și tot ne cu o conferință de presă de așa și aici chiar e nevoie să vină pentru că simt așa o o senzație de nesiguranță în județ, inspectoratul județean de jandarmi. Să vină ei să ne spună cum, ce și cât fac să ne protejeze. Toți acești patru corifei ai de concentratelor, deci cele patru instituții, au împreună 30 de minute să-și prezinte raportul, pentru că, după aceea, domnul prefect are videoconferință și nu mai putem discuta despre aceste lucruri uh, mai pendelete. E bine așa. E bine așa. Vin ăia, citesc, vin domnii aceia sau doamnele acelea, citesc, gata, s-a terminat conferința și se rezolvă lucrurile. Vă mulțumesc pentru atenție ne oprim aici cu emisiunea de astăzi, chiar dacă nu încurcăm pe domnul de la butoane, că am spus că mai dăm ceva, nu mai dăm ceva, pentru că nu am chef. După atâta corna la abundenței, cred că merită să rămânem în această zonă. Ne oprim, vă doresc o săptămână nemaipomenită, plouă afară, plouă cu promisiuni. Culme, că nici nu plouă cu promisiuni electorale. Asta acum îmi dau seama. Noi nu avem nici promisiuni electorale măcar. Ni se spune doar am semnat contractul ăla, am făcut aia, am așa, lucrăm, dar promisiuni electorale. Doamne, vreau promisiune electorale. Vreau promisiuni, nu se mai poate. Măcar o bucată de halva, dați-ne că-i post, domnule. Ne oprim aici, cele bune, sănătate. Thank oh.